Ne-am întors în direct, l-am citit pe Răzvan Boanchiș, Naționalul de mâine, are două coloane dedicate marelui dispărut, poetului George Stanca. Un text interesant, cum au băut ei câteva sticle de vin la Les Deux Magots, o cafenea celebră din Paris. Povestește după aia cum Vameșul la aeroport i-a luat briceagul George Stanca, un briceag pe care acesta îl șterperise dintr-un hotel elvețian. Furase mai multe de-a lungul timpului, că de, erau gratis. Era hoția asta măruntă pe care în general românul sigur că și-o permitea la vremea respectivă. Interesant textul, chiar dacă Boanchiș vrea să bată cu tot o altă parte, e emoționant textul, nimic de spus. Atât doar că ne demonstrează clar că George Stanca, dincolo de talentul său, era un simplu găinar. Bun, haideți să vorbim un pic și cu Dan Bâra, care vrea să ne spună și el ceva interesant. Da, te-am ascultat mai devreme, Radu, legat de internet și de copii, și vreau să spun un lucru. Eu în ultimii 5 ani am lucrat foarte mult cu copii, am văzut, am lucrat cu peste 15.000 de copii, cred, și concluzia pe care am tras-o următoarea. Copiii din ziua de astăzi sunt extraordinar de inteligenți și extraordinar de creativi. Sunt două lucruri foarte, foarte bune, dar să ne uităm care sunt locurile de joacă în București. Și tu știi foarte bine că ai copii mici. Poți să-i duci la bile, da? Bilele acelea din mall-uri, da. Împrejmuite, locuri de joacă împrejmuite, cu bile, cu fel de chestii. Exact. Poți să-i duci la locul de joacă din parc, să se dea pe tobogan, în leagăne și așa mai departe. Poți să-i duci la laser tag. Și în altă parte, unde mai duci? În București. N-ai niciun loc de joacă care să pună în valoare inteligența și creativitatea extraordinare pe care le au copiii în ziua de astăzi. Și atunci copilul ce face? Se îndreaptă instinctiv către locul în care găsește aceste provocări. Internetul. Da, corect, bine spus. Este așa o temă de abordare. Eu nu mă gândeam la ea, dar în ce caz este interesantă și importantă, dar o să dezbatem subiectul ăsta. Nu este deloc așa cum îl tratează presa, cu superficialitate, absolut deloc. Asta e o latură, într-adevăr, pe care o să marșăm și noi, că e o pârghie bună. Știi cum e foarte ușor să găsești ca jurnalist pe cineva, un psiholog, care să vorbească despre problema internetului cu copiilor cu internetul și așa mai departe. Cum, la fel, doctorul ăsta fals care a fost prins, italianul, era... Gianni ăsta. Da, era intervievat de ziare. Părinții lui sunt cei care au adus pizza cu ciuperci. Prima dată la UniPlus în București. Exact. Fiți atunci când a apărut pizza de la Panipat în București, se făceau anunțuri că dacă vrei și cu ciuperci, era în plus. Știi, pizza cu ciuperci a fost un fel de HBO înainte de vreme. Adică o extra opțiune pe care nu prea ți-o puteai permite. Omul și era... o luai aia simplă, fără ciuperci. Omul era consultat... Dar Gianni ăsta a mâncat prima pizza cu ciuperci în România ăsta, tatăl ăsta de 8 clase. Da, da. Omul era consultat în privința operațiilor estetice, era căutat de ziare, de televiziuni, îl întreau, domne, cum e aia, cum, ce părere ai, a fost făcut bine, n-a fost făcut... E, așa și în problema asta cu copiilor, cu internetul, da? Foarte ușor ca ziarist să pui mâna pe telefon, să suni un psiholog, ăla să se vaite acolo textul clasic, domne, copiii cu tare, cu tare, dar foarte puțin știu realitatea și foarte puțin au soluții la realitatea asta. Da. Sigur, un mega subiect, într-adevăr, de dezbătut, dar aici n-am nevoie de foarte mulți invitați, spre deosebire de alte subiecte, pentru că invitații vin cu platitudinile lor și n-avem la ce să-i folosim. Mi-ar plăcea, uite, să o ai invitat, sau invitat, nu știu cine acum, ministrul învățământului, într-o emisiune când se discută doamna Andronescu. Uite. Nu mă interesează. Doamna Andronescu, dar sunt curios, în altă lume. Ce argumente ar avea? Probabil că acelea are lui Daia. Nu mă interesează. Argumente am eu. Da. Și o să le expun la un moment. Dar în orice caz, asta era o teorie care merita ascultată, pentru că e absolut corectă. Așa este. E o situație creată de natură, cumva, creată de societate, în care evident că omul a căutat un refugiu. O să dezbatem mai pe larg la un moment dat. Pe mâine seară rămâneți cu Dan Bâra. La revedere, Radu. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni, bun găsit la Un Pont pe Zi. Am venit în seara asta la B1 TV cam cum se venea la TVR, de exemplu, în anii 80, adică fără telefon. Mi-am uitat telefonul acasă. Mai mult de atât,
și bateria de la laptop e pe ducă, dar chestia asta nu e o treabă îngrijorătoare, ba dimpotrivă, am avut la un moment dat, am făcut un curs de psihologie socială cu Cristea, îl chema, nu știu cum Cristea, a fost ajung la SRI pe vremea lui Măgureanu și ne povestea ce înseamnă să-ți pierzi lucrurile astea care îți definesc identitatea. Și povestea profesorul nostru din facultate cum la un moment dat a plecat din București și când a ajuns undeva gen Ploiești și a dat seama că și uitase tot acasă, acte, bani, telefon, absolut tot. Și cât de pierdut s-a simțit în momentul ăla, eu dimpotrivă, eu vă spun sincer că așa debordez de bucurie că l-am uitat acasă. M-am mai gândit și în alte dăți când l-am uitat acasă, dacă n-ar fi bine să fac așa tot timpul, dar cu siguranță nu cred că sunt capabil. Oricum, până la urmă, destinul și-a jucat cartea în seara asta. Să vedem acum dacă e și vreo morală în chestia respectivă. Alături de mine e Sabin Pârvante. Salut, Sabin! Salut, Dane! Salut, Mariu! Să știi că dacă erai angajat la CFR Cluj, aveai necazuri cu... Așa. Telefonul lăsat acasă, ai văzut povestea cu... Nu! A fost concediat un angajat sau să fie, da, am prins și eu povestea cumva din mers, pentru că nu s-a făcut o schimbare de jucător așa cum s-a dorit în meciul cu Hermannstadt și practic omul nu văzuse mesajul de la persoana respectivă și cauza asta. De la patron bănesc, nu? Care Năruță Varga. Patron a prins neapărat știrea, cât tot felul de discuții din astea simpatice pe net. Ce ar face alți oameni în cazul în care am prins-o cumva din zbor, dar uite, sunt și cazuri în care dacă ți-ai acasă telefonul, și eu se depotez de fericire când mi se descarcă bateria sau numi telefonul acasă, pentru că sunt sățuri să-l văd toată ziua și să-ți aud zgomote de pe el. Da. Bine, acum asta a avut și un ricoșeu, povestea asta cu telefonul, pentru că Conseisau a fost demis de la CFR Cluj și adevărat pentru scurtă vreme, până la urmă Năluțu Varga, patronul echipei, s-a răzgândit și l-a grațiat, să spunem așa, pe Seiro era în cărți să vină la CFR, asta după egalul cu Hermannstadt din prima etapă din 2019. Da, noi avem o altă poveste mai interesantă. Cei care s-au uitat aseară la emisiune acum sunt bucuroși cu siguranță. Ne-a ieșit aproape tot. Ne-a ieșit, mă refer la punturile pe fotbal și punturile pe hockey, pentru că atât am avut aseară în emisiune. Din 9 punturi propuse pe fotbal, 8 au fost câștigătoare. La Heidenheim cu Leverkusen a fost acel X12-1,5 goluri în 2 pauză, 1 final de toată frumusețea, care, din păcate, ne-a scos de pe biletul de cota 2 al zilei. Wolverhampton și Shrewsbury, ambele au marcat în această partidă, a fost o cotă de 2,45, 4 puncte câștigătoare și din hockey. 100% pe FA Cup, e important de menționat acest lucru, pentru că știm că e o întrecere, sau în general, cupele sunt mai speciale. Așa, Newport, Middlesbrough 1, handicap asiatic cu solo, nu a fost o cotă foarte mare, dar e mândria personală, dacă vrei, pentru că părea un meci simplu sau relativ simplu pentru Boro. Queen's Park s-a calificat, Brentford, Barnett a fost spectacol, era 3-1 pe la un moment dat în scorul. Marseille-Bordeaux sub 3 goluri asiatic, 1-0 pentru Marseille, cu Bordeaux rămas în 10 oameni din prima repriză. A mai câștigat și Marseille un meci și soarta lui Rudy Garcia pe banca echipei. Încă nu a fost pecetuită, vedem ce se mai întâmplă în rundele următoare. Da, continuăm dialogul și în seara asta cu prietenii noștri din fața televizorilor. E o oportunitate de a contribui și noastră la emisiunea, la efortul pe care îl facem aici în fiecare seară, dar în același timp e și o oportunitate pentru, eu știu, a practica un hobby, fiindcă putem să stăm de vorbă așa ca între prieteni. E adevărat că trebuie să scriem acolo, nu prea scrii de obicei când stai de vorbă, vorbești cum vorbim de obicei, dar asta e, suntem în epoca tehnologiei, spuneam, și ne adaptăm la treaba asta. Hai să ne îndreptăm acum, Sabine, către ziua de mâine. Avem un El Clasico, dar care parcă e cam de o nișă, așa, e ca un fel de Arsenal Liverpool, nu? Nu e chiar
faimosul Barcelona. Da, Manchester City Arsenal, uite că tot a fost. Uite, Manchester City Arsenal, corect. Așadar, meciul zilei Unibet, prieteni, întâlnirea între Barcelona și Real Madrid. Avem în cupă, în semifinalele Cupei Spaniei, oportunitatea de a vedea un El Clasico. Parcă nu mai e chiar așa mare, sau poate nu sunt eu conectat la importanța evenimentului, nu mai e chiar așa mare spectacol așteptat cu sufletul la gură. Însă e interesant de remarcat aici felul în care variază și cotele, Sabine. Da, în sfârșit, casele de pariuri au aceeași problemă clasică. Nu știu ce să se aștepte de la antrenor, cine va fi titularizat, cine nu. Și marea întrebare dacă joacă Messi sau nu, pentru că, sincer, văzând variațiile astea de cote, eu m-am gândit dacă de unde ar putea veni și concluzia a fost că probabil din știrile care circulă despre Messi, nu? Da, și asta, dar și faptul că Barcelona vine după o evoluție bună, să zicem, dar nu și un rezultat pe măsură, 2-2 acasă cu Valencia, meci în care a fost 2-0 pentru Barça sau un moment dat, cumva cotele erau deschise cotele pe aceste clasice erau deschise înainte de meciul Barcelona cu Valencia. Corect. În momentul în care... Corect. 1.70... Asta vreau să... Hai să vedem cotele. Da, ok, 1.78... Acum a mai scăzut puțin, dar în sfârșit creșterea e destul de importantă, pentru că la unul solist au fost cote undeva de la 1.60-1.65, egal o cotă de 3.85 și la 2 avem cota 4.25, 4.30 ar fi fost astăzi de la 5, în scădere de la 5, atenție, cumva se echilibrează cotele, dar nu atât de clar sau nu atât de mult încât să se schimbe cumva balanța acestor cotații. Alte variante, oaspeții sub 3,5 cartonașe, Real să încaseze maxim 3 cartonașe, un pariu foarte bun. Peste 10,5 conere, cota 1,7, gazele în ambele reprise, cota 2,35. Uite ce variante interesante de cote ne oferă Unibetul. Conere și pariul ăsta pe oaspeți, pe conere, cartonașe încaseze de Real, îmi place foarte mult. Este abia primul clasic, El Clasico din această lună. Vom mai avea returul acestei semifinale de Cupa Spaniei, plus un meci de campionat. Returul și meciul de campionat, din ce mi-a dat seama, sunt la interval de câteva zile. Cum ai spus și tu, da, parcă e un El Clasico fără intensitatea și care transmitea inclusiv către o țară ca România acum câțiva ani. Da, dacă ai fost sigur că Messi joacă și de partea cealaltă ai fost Ronaldo, ți-ar fi părut la fel? Probabil că da, acum contează și ce sezoane traversează cele două, pentru că și Barcelona e lider, e un lider, era undeva și o statistică, era liderul care pierduse cele mai multe meciuri într-un număr de etape, cred că într-un tur de sezon, din ultimii, nu știu, 10-15 ani, deci un lider mai știrb, așa, dacă vrei. Real Madrid chiar are necazul, nu neapărat după plecarea lui Ronaldo, sau în sfârșit, contribuie. Uh-huh. Un procent important, dar uite, avem pe ecran punturile, Sabine, hai să discutăm mai departe, dar să remarcăm și punturile pentru partidă. Da, fără cartonaș roșu, un meci cota 1.43, există și un retur, mai sunt și alte meciuri de jucat și clasicul ambele marchează la o cotă de 1.48. Pe scurt, puțin, trebuie integrat și într-un context al programului celor două. Barcelona, un program ceva mai simplu. La Bilbao urmează să joace, meci greu. Da, dar Real Madrid are deplasare la Atletico. Eu cred că dacă se pierde acel meci, în condițiile în care Barcelona, să zicem că se impune la Bilbao, nu sta pentru titlu, pentru Real este gata. Acum sunt o puncte multe, oricum, dar e o distanță ce poate fi teoretic recuperată. Dacă te duci la 11, 10, 11, deja nu te mai poți gândi la titlu, gândindu-te că te joci cu... că lupți cu Barcelona și Atletico Madrid, de exemplu. Așa este, sunt câteva vești în privința jucătorilor care au mici probleme înaintea acestei partide. Adevărat, e vorba și de fotbaliști care revin. Spre exemplu, cei de la AS
să citați de fanatic.ro, am articolul în față acum, spun următorul lucru. Galacticii vor schimba 4 jucători față de ultima partidă din La Liga. Dispar fundașii Odriozola, Fernandez și Reguion, dar și mijlocașul Ceballos. În locul lor revin Dani Carvajal, Varane, Marcelo și Toni Kroos. În vreme ce, de partea cealaltă, la catalani, conform presei din Spania, Cilesen e accidentat și nu joacă, el era portarul pentru cupă, știm chestia asta, așadar Ter Stegen în poartă. Iar în privința lui Messi, cei de la... din presa spaniolă spun că ar fi revenit azi la antrenamente, el nu s-a antrenat, dar azi a revenit la antrenamente, a fost în regulă și acum rămâne de văzut dacă va juca sau nu. De asemenea, Jordi Alba nu joacă mâine, care e suspendat. Da, legat de Messi, eu cred că indiferent de nivelul de pregătire sau starea sa de sănătate, nu cred că va evolua la acest meci 90 de minute. Barcelona, prin vocea conducătorilor, prin vocea unor jucători, și-a cam anunțat obiectivele pentru acest sezon. Cupa nu prea face parte din obiective. E vorba de campionat bune, favorită principală și probabil își va trece în palmares trofeul și Liga Campionilor. Cupa, ok, cumva chinionistă Barcelona că nu a inclus listă, pe această listă și cupa în condițiile în care joacă cu Real și fanii nu ar fi extrem de gândați. Da.